Aducem electricienii, salută, păr, măr. Așa, electricienii să ne facă una alta. Acoleas, o venit șeful mare. Și el vrea să-și facă după aia. Da. Da? Da. Vrea să facă casă nouă. Domnilor, n-am fost de mult aici, ia uitați-vă melinul, ce fain înflorit, uitați ce fain e cu verdeață. Prietenul Claudiu care se va ocupa de partea electrică, sau electrică, nu electronică, electrică. Electrică și electronică. Și electronic, ia uitați-vă. Frumusețe, nici nu vreau să văd, n-am fost de mult aici. Terus, n-am fost de mult, mamă. Wow. No, fii atent, vezi? Curentul de pe stâlp e acolo. Și aici o greșit. Că am zis că tăiei, înțelegi? Să facă cumva să mi-l pun așa și l-o pus aici. Când vine gardul, trebuie să... Da, dar asta se repară. E mai bine așa să fie mascat în gard, că nu... Trebuie să fie la limita de proprietate. No. Da. No. Și de acolo trebuie să vedem ce și cum, unde punem în garduri, becuri. Becuri și benz LED. Benz LED, nu știu, să vedem pe acolo pe undeva, dar becurile din ele mari, așa, frumoasă. Să se vadă ca la american, ca și la Hollywood. Ia uitați-vă, oameni buni. Iarbă, copaci înfloriți, tăt, prune, meră, gips, carton. Na. Cu bucătărie la comun? Fii atent, bucătăria va fi aici. Da? Aici. Aici. Vreau să-mi fac insulă. Acum, nu știu câți metri e insula. Lungim. Doi? De, cam așa, depinde ce tip de insulă. Sunt o fel de variante. Faceți pe lungimea bucătărie sau invers pe lățime? Pe nu știu, cum mi-ar veni mai bine. Știi? Dacă e mai mare, e mai ok pe lungime. Pe lungime. Da. Pentru că de mâncat să mânc acolo, să așa, sau și aici rămâne loc, nu? Acum insulele pot să se mănânce și la insulă. Și la insulă. Atent. Trebuie să vedem pe unde punem prizele, cum aducem firile. Descurcăm cu apă și microbă. Încălzirea e în pardoseală? În pardoseală. Deci în pardoseală să fie. Încălzirea în pardoseală și cu instalatorul ați discutat? Cu? Cu instalatorul ați discutat? Încă n-am discutat. Pentru că o să aibă nevoie și de alimentări la distribuitoare, centrala, depinde unde vine. Pe lemne? Pe lemne o să fie. Păi, dar pe ce? Nu? Gaz nu este încă? Nu este gaz. Era gaz, eram profesor. Distribuitoarele au nevoie de alimentare pe curent. Termostatele are și dată cu fir. Da? Da, da. Eu nu știu, mâncați așa că eu nu mă pricep. Da, facem să fie bine. Da. Eu zic, ce, deci aici va fi bucătăria. Aici, living-ul, baie, acolo jos, nu știu ce din ăsta mi-a făcut, cred că... A, pentru da, cuci, da, ceva. Da. Așa. Aici zona de baie. Da. Sus, dormitoare? Sus, două dormitoare. Două mari? Da. Două dormitoare și un hol. No. Și băiețul o zis că ei nu se poate apuca până nu faci partea... Da, pe interioare și instalația trebuie făcută. Instalația? Păi se face instalația electrică de încălzire, turnată și apă și pe nu se pot face finisajele. Tu l-ai dat mie. Tu l-ai dat mie că e cu instalație suspensia.
Păi... Și la instalație, adică când faci instalația, adică cum? Că nu înțeleg. Adică... Țevile, trasă, țevile, ce? Păi da, practic instalația de încălzire, tot. Da? Absolut. Sau se... pereții, ei când vor să te încuiască? După ce facem noi? Nu știu. Ei să-l sun pe... Păi acum, cum credeți dumneavoastră, dar cel mai ok să fie, eu zic, și instalația de încălzire cu șapele făcute și pe urmă să fac finisajele, pun la baza șapei. Da? Păi absolut, că dacă nu, chiar dacă începi să te încuiască, o să facă praf și tuburile și totodată dacă nu sturnate șapele. Și ele nu se pot turna până nu și instalația. Și așa, o estimare de timp aproximată cât... Acum depinde cam ce vreți să facem, cum vreți să fie partea de iluminare, acum aia e mai delicată. A? Scările, a? Punem, vreți să punem benzele la trepte sau să facem... Ascultă-mă, deci nu trebuie figuri mari, înțelegi? Nu trebuie figuri din ele mari. Clasic mai mult. Da, clasic. Acum scările că le facem așa ca la Haxu e altceva. Dar așa candelabru sau din astea, nu știu. Clasice, nu. Da, că nu, îți dai seama că nu stau toată ziua în cameră. Sus, jos, poate o să facem un pic ceva. La living, da. La, înțelegi? La living. M-au pus panourile alea. Da. De la Nanulia Fălea Zmecher. Acum, nici nu vreau să mă bag în, că nu stau eu cu banii, înțelegi? Cam așa la ce vreau eu să zic la o evaluare, doamne fernic, conserva de carne, vezi? Lăsată aici, abandonată. Ia, e abandonată, o să le și hârtile de pe el. Ia, mi-am pus netul, să fie. Au adus routerul. Da, și routerul pe ei. Ăsta rămâne aici? Da. Deci de ce o să ducem în toată casa? Da. Internet. Înțeles. Și în pod aveți acces? Sau nu rămâne? În pod? Da. Păi în pod, pentru ce? O să doriți, nu știu, un corp de iluminat sau ceva, să aveți, dacă mă puneți ceva, aveți ceva magazie? Păi fiete, eu în pod n-am nimic, ani. A rămâne... Că aici e așa și acolo e un pic de pod. Da? Da, da? Păi poate, nu știu, trebuie să tai din lemne pe acolo ca să intri pod. De obicei sunt care doresc să-și pun o scară de asta de vizitare și să aibă acolo mai tot felul de depozite, de chestii. Ce să depozitez? Că dacă îmi trebuie depozit, fac acolo în spate o groapă. Înțelegi? Am înțeles. Dar în regulă. Oameni buni, fiți atenți aici. Să lucrează intens. După cum vedeți... Ia uitați. După cum vedeți, vedeți? Meră. Să vedeți ce fai. Mamă, fai, s-a făcut. Vai de capul meu. Ovidiu, să știți că e un muncitor. El l-a făcut la Haxu, tătătăt. Claudiu. El l-a făcut la Haxu, tătătăt. De unde încep scările acolo? Uite, de aici și până acolo, la capătul scărilor, să lungește asta, balconul ăsta, cum ar veni. Da, să pun niște stâlpi în față, bam, 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 și să lungește. Înțelegi? Acum, eu deja v-ați zic, ție, punem priza acolo, punem priza acolo. Tu te uiți, ești profesionist, poți să-mi arăți una, două, trei modele cum... Da, de case. Să-mi dai tu ideile. Uite, asta, Nelson, asta, Nelson. Te uiți ca și pentru tine acasă, să știi cum să bate, cum să merge, cum să... Să nu? Acopere toate necesitățile, sigur. Exact. Sigur, vă trimit oricum pe oața, variante. Da, și nu trebuie prize de alea picinii să... Înțelegi? Absolut. Da. Să fie ceva deosebit. Să fie ceva deosebit, să stai... Am văzut și ele, prizele alea, că numai le atingi cu degetul. Întrebătoarele, întrerupătoarele. Da. Scumpele. Depinde de nuanțe, că în funcție de nuanțe da? Diferă prețul, da. A, pe și decât să tot apeși și să tot poc, 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 poc. Pui amprenta, dar și când să se duce de chiar la deget, mai aprins botele mele. Înțeleg că e pe amprentă. Da. Da. Uite-te și fă-ți așa o idee. Hau. Aici e baia de tot. Baia. Acolo va fi o vană, o cabină, WC-ul, și
Și, nu știu, zicea Nelson, fă pișoar, dar ce ziua la restaurant să mă duc să ăsta? Și atunci scările să fie varianta aia de la... Da, da. Cu senzor, se aprinde în funcție de sensul în care mergeți. Da. Am înțeles. Da. Și aici hol. Avem jos beci. Sub toată încăperea? Nu-i sub toată încăperea. Putem să vedem și... Da. Prezentul. Da. Netul, cred că pot să-l mut de acolo, să-l mut, știi? Nu știu. Da, e lungă fibra aia, se poate aduce și mai jos unde. Da. Deci beciul e aici, jos. Am înțeles. Și sub zona asta, probabil. E, beciul nu, e până la, uite unde e păretile alea, vezi? Da, da, da. Până acolo e beciul. Nu e până... Acum... Aici e pământ, tătătă de desubt. Da, e fundație, normal. Da. E mândreață. O să fie și mai mândreaț. Nu te cred? Ia uite, bă, lemnile alea ce faine au fost, bă, albe, bă. Galbene, bă, nimă cum s-o făcut, negre urâte, bă. Tu-ți dai seama. Din cauza... Nii, uite, așa ne-au fost, ca și astea. Din cauza ploii. Ploua, da. 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 Astea o să vină luate jos, că o rămas așa, știi? Opicii, da. Da, opicii. Ori las acolea. Mai aduc una, două, trei pe bară și fac un night. Lumea ca și cheia las. Bă, vezi că nu știe. Știe. Nu știu ce variante. Ți-am spus, variantele mi le dai tu. Da, și alegeți de acolo. Și mi-aleg de acolo. Înțelegi? Cred că și alege muierea mai mult. De obicei. Da, variante. Am ales muierea, m-am dus în cap. Și cu banii și cu tot. Cu tot! Aici, da. Terasa... aici va fi, fii atent, placa asta de beton, placa asta de beton, merge până acolo în capăt. O întinde, să fie mai mare. Da, 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 merge până în capăt pentru că aici în partea asta o să fie garaj. O să intre două mașini. Și aveți acces și pe aici la garaj. Da, 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 o să fie garaj și deasupra pe garaj, pe placă, o să fac o căbănuță din aia, știi? Oblio din ăla. Da. Ascuțită, știi? Da. Așa și în spate e ceva. Acolo în spate cred că o să fac tot o încăpere pentru ceva. Lemne, pentru că ți-am zis, o facem asta pe, pe lemne. O cameră tehnică? Cumva. O cameră tehnică, unde se pune centrală, nu? Da, da, da. Sau, centrala unde vine? Aici sau acolo unde e bucătăria? Acum, cred că cel mai bine o să vă zică domnul instalator. Domnul instalator. Cum e cel mai bine să o poziționeze, da? Dacă faceți cameră tehnică și aici se poate pune. Da. E în exteriorul casei. Da, da, da. O să vă ocupe din mobilă. Aha. Mobilă de bucătărie. Ah. Da. Alo. Alo. Du-te înăuntru, că ai, înăuntru ai semnal mai bun. Ești oameni buni. Nu e așa ușor, mă. Să nu credeți că e așa ușor, gata, hai că facem casă, hai că facem din alea. Înțelegi? Uite, aici ne ia, până ia colonia, o să, până unde e ăla tăiat. Înțelegi? O să vină placa de beton. Ia. Până aici. O să vină placa de beton încolo, tătătăt. Acolo o să vină garajul de aici. Până... aici, au, să intre două mașini, cu o poartă din aia de 6 metri și aici o să vină o, o căsuță din aia așa, v-am arătat de o poză și după aceea aici, bineînțeles, iau. Vezi, bă? Mândreață! Doamne ajută!
Doamne ajută! Ni, nechi ferchi. No. Să vedem ce zice omul, ce trebuie să cumpărăm, ce trebuie... Eu cred că el cumpără tot, eu nu cumpăr nimic. Ia bani, cumpără, fă, adă. Să le arăți. Și când dau drumul la muzică, ia colonia pe Ciprighe la Bistrița, cu sculile, fini, porc, ghibul, taur, ce, a carne friptă. Atunci altcumva o să șie. Vedeți? O să vedem, prima dată să facem alea și după aceea știi? Da. Ce-i urgent pentru muncitori? Și pe urmă... Și pe urmă ne... Mergem peste. Da. Ne pregătim pentru restul. În regulă. Oricum, de muncă este. Așa o idee, cam de când? Să începem? Da. Păi acum încercăm cât mai rapid. O idee, așa. Eu zic undeva, într-o săptămână putem da? Începe. Da. Dar suntem ok, că venim 7 persoane. Da? Da? Într-o săptămână. Cam așa începem. Domnilor, după ce începe ei, partea electrică, atunci vin băieții și își continuă treaba, dar nu, după tine trebuie să, după tine trebuie să vină instalator. Ar fi cel mai indicat. Și instalatorul e odată cu tine, așa-i? După, după. După? Da, că altfel ne... Vedeți cum merge. Nu merge așa numai. Nu merge așa. Bun. La tine sperăm să fie treabă bună. Au! Vă salută Claudiu. Ia și Nian, ce ne-am apucat și noi. Da. Că vedeți că s-o scumpit tăte. Mișcarea, nu mișcarea. Mișcare, facem și mișcare. Am două de surte pe iarnă. Așa, așa. De-abia aștept să se facă perile. E, uite ce am florit. Da. Așa. Dar ce pregătiți acolo? Nu mai auzit. Da, uite, cucurigul mâncava-și Dumnezeu-i pe gard. Vezi ce fain și-a făcut bătrânul aici în ea. Așa îmi place asta, grădina asta când o văd. Nică bus bandă din aia, să nu mai vezi înăuntru. Ia în ea, faină grădina. Da, o veni să vadă să... o idee și neau. Ce s-ar juca veverița mea pe aici? Ha? Ce s-ar juca veverița mea pe aici? Unde-ți, apropo, unde veveri? E acasă. Da, o aduc. Când s-apucă lumea de lucru, viu aici. Da? Da. De când se s-apucă? Vedem, peste vreo săptămână, așa. Da. Te las, Sarus. Da.